Slătinenii sunt buni platnici, aceștia mai au la dispoziție o zi pentru a plăti impozitele și pentru a beneficia de bonificația de 10% pentru persoanele fizice și de 2% pentru cele juridice. În acest moment, în primul trimestru, deja jumătate din contribuabili și-au achitat dările către bugetul local. Și prin ghișeul.ro slătinenii au plătit anul acesta. Până acum, peste 650 de contribuabili și-au achitat astfel taxele. Până la această dată, aproximativ 12.000 persoane fizice și-au achitat impozitul pe clădiri, aproximativ 18.000 impozitul pe teren și 12.000 în cazul impozitului pe mijloace de transport. Iar în cazul persoanelor juridice, aproximativ 700 firme și-au achitat impozitul până la această dată. Pentru a putea să-și plătească taxele, dar și să beneficieze de bonificație, municipalitatea a decis să prelungească perioada de plată. Având în vedere că data de 31 martie cade într-o zi nelucrătoare duminică, am hotărât să prelungim programul și pe data de 1 aprilie, zi în care încă se mai poate încă mai pot beneficia de reducerea 10% și în cazul persoanelor fizice și 2% în cazul persoanelor juridice. Anul acesta, municipalitatea a păstrat impozitele la aceeași valoare de anul trecut. În ultimii ani, slătinenii au ales să-și achite taxele în primul trimestru. Numărul celor care ajung să fie executați silit pentru neplata dărilor către stat scade de la an la an.